Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM. Nu mai știi ce mi-ai dat prima dată să mănânc atunci când ne-am cunoscut noi? Nu mai amintesc, că spun sincer. În urmă cu mulți ani, Adi, mă rog, și are și în continuare blog, aveam și eu blog, ne știam așa de pe bloguri, comentam unul altul, ne citeam, din blogosferă. Din blogosferă. Și m-am dus la Cluj. La Cluj, Adi, pe vremea aceea lucrai la un restaurant, nu mai țin minte cum se chema, undeva într-un subsol, era cu o boltă, cu ceva, o cărămiz, cu ceva genul ăsta. Music Pub, eu la cele mai vechi Cluj, da. Din Cluj. Și m-am dus acolo să-l cunosc pe Adi Hădean, dacă tot eram în Cluj și ne știam de pe blog, nu știu ce. Și zice, ok, și mi-a adus o farfurie. N-am spus niciodată, genial, am mâncat, ne-am spart, eram și cu Ione. Da. Pâine prăjită, uns frecată cu usturoi, cu untură și boia. Da. Mamă, locul respectiv. Cât de bună e. Simplu, pâinea nici măcar nu trebuie să fie pâine adevărată, nu merge cu franțele. Trebuie să fie pâine țărănească, nici nu trebuie să fie prea proaspătă, o prăjești, da. O freci cu usturoi. Să știi că am lucrat foarte mult la chestiunea cu pâinea atunci. Uh-huh. Și am căutat foarte mulți furnizori, până l-am lămurit pe unul să ne facă pâinea exact așa cum vrem noi. Și omul și-a făcut niște forme speciale să coacă pâinea pentru o anumită grupă de sandvișuri, să nu arunc nimic din ea. Mă enervează foarte tare să arunc mâncare. Deșteptarea cu Vlad Petreanu și George Zafiu la Europa FM.